10.000 de copii din 19 școli ploieșteni au dat frâul liber imaginației și au creat cele mai frumoase desene în cadrul concursului organizat de un hipermarket din oraș. Cei mai norocoși au fost răsplătiți cu premii substanțiale, în timp ce marele câștigător se pregătește să plece împreună cu familia în excursie la Disneyland Paris. Tema de anul acesta a fost Iepurașul de Paște. Nu uitați că aceste concursuri nu înseamnă neapărat talentul extraordinar al copilor, toți sunt talentați. Este foarte greu să spui da, este extrem de greu. E un lucru foarte subiectiv și atunci concursul se bazează și pe noroc. Premiul întâi. Așa, știu că din câte... poate să meargă cu familia, nu? Să știți că fac parte din familie. Se acordă elevului Kim Maria Ștefania, clasa întâi. Acum a aflat, da. Deci a fost într-adevăr o surpriză pentru noi. Momentul când am fost anunțați, nu am fost sigură, am luat-o într-o primă fază ca o glumă, drept pentru care nici nu am anunțat-o. A aflat de o jumătate de oră înainte să venim aici. Chiar o să pleci la Disneyland. Cum te simți? Onorată. Te simți onorată? Și spune-te, ai desenat foarte mult, adică ți-a luat foarte mult să faci acest desen? Da. Așa cam cât timp? O săptămână? Nu. Te-a ajutat și mami? Da. Cel mai mare premiu este excursia la Disneyland Paris pentru 4 persoane, câștigătorul și familia. De asemenea, printre premiile mari am avut bicicletă, MP3 player, DVD player și 10 cupoane de cumpărături în valoare de 100 de lei fiecare. Câștigătorii au fost foarte încântați. La concursul din acest an au participat la nivel general 290.000 de elevi din aproximativ 760 de școli din 16 orașe din țară.